stat. Nu mușcă. Bună seara și bine ați venit bine la emisiune. Ce faci, Plăieși? Cum merge treaba la Plăieși? Merge bine. Merge foarte bine. Noi da. Suntem așa într-un turneu. Încerc și am accentul vostru, așa. Da, da, într-un turneu de ce face Plăieși? Era o licență poetică. Stai un pic, că mă certa un coleg. Că am zis eu ce face Plăieși și că ești la televizor și că nu trebuie să vorbești așa, știi? Că era o glumă. Ce fac Plăieși? Plăieși, suntem într-un turneu de promovare la 35 de ani de activitate. Da. 35 de ani de activitate a Plăieșilor. Suntem într-un turneu prin țară, suntem într-un turneu prin Europa, apoi mergem prin America, prin Canada. Am venit la dumneavoastră pentru că mi s-a făcut dor de voi. Era cazul. Sunteți era buni cazul, și extraordinari. Era cazul să ni se facă dor de și tineretul ăsta de la Plăieși, evident că se uită la emisiunea ta la Măruț. Chiar păi stai să vezi cum se uită bunicile tineretului de la Plăieși, da, la emisiunea noastră. Am acolo, că aveți cozonaci. Am acolo un flăcău. O să revină la concurs. Și-a găsit mireasă de aici, la București, după emisiunea la de următoare. La care? Care vrei? Valentin. Valentine? Eu. Ia zi, tati, cum s-a întâmplat? Eu ori de câte ori vin la Măruț, vin cu emoții, pentru că datorită ție, da? După emisiunea din 2022, am făcut cunoștință cu soția mea. Păi cum s-a întâmplat? Deci sunt un fel de nașu. Păi da. De ce? Cum s-a întâmplat? S-a întâmplat foarte frumos. Adică? Păi după te-am pus emisiune, să spui în Instagram-ul? Nu, după emisiune, da? Cumva noi ne cunoșteam cu ea, dar pentru prima dată ne-am văzut după emisiune, pentru că eram în București, seara eram liber și am zis că de ce să nu ieșim împreună să văd orașul vechi. Și? Și când am văzut orașul vechi din București, am văzut mai frumos. Că de fapt era nou. Exact. Bravo, și sunteți împreună? Da, suntem soț și soție deja de un an. A, și căsătoriți? Da. Bravo! Care mai e singur să rezolvăm? Mai sunt vreo doi. Mai sunt, da, tineri, sunt, da, mai e tineri. Îl simt pe, cu fluierul aici, îl simt că e mai... Da, 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 ia, stai, dă un pic microfonul. Câți ani ai? 19. 19 ani. Ai iubită? Da. Are, atunci aici nu putem să intervenim. Ai două fluiere, câte ai la tine? Da, două. Păi nu ți ajungea unul? Sunt din diferite tonalități. După asta mă sperie pe mine dacă din... Ia, fii atent, bagă din diferite tonalități. Doctore, tu ești cu muzica, vină un pic aici să văd dacă recunoști tonalitățile, da? Că tu asculți plămânii oamenilor. Să vedem tonalitățile. Bagă o tonalitate. Bagă o tonalitate. Fa, o știu. Zi. Do major. Nu. Nu? Re minor. Nu. Fa major, nu mai știu. Nu. Nu, sol major. Hai mă, gata. Re, re major. Re major. Păi am zis re. Ai zis do. Am zis do major și re minor, deci faci combinație, re major. Ia, mai bag o tonalitate din celălalt fluier. Ia, doctor, ia, ia, pe asta o ghicești. Dă-i mai lung un pic să... Da, să... zi. Do, asta e do major. Nu. Nu. Mi. Tot e re. Tot re, dar re minor. Nu. Tot, tot re major. Da, ce ai făcut? Băi, da, te-au chemat să ne faci de râs la televizor. Exact. Adică, ne-ai faci de râs la televizor. Mai fă o dată, te rog eu. Ia, mai fă o dată, ia. Ia, dar fă alta, alta. Fa. Fa. Nu. Sol. Nu. Nu tu faci mișto de noi? Exact. Nu, e, e re. Mi. Mi. Pe toată lumea alegea. Eu mai bagă una. Ia stai un pic. Ia, ia fii atent. Ia stai un pic. Ia stai un pic că am eu o idee. Fii atent că ia. Sunt și deștept. Ia. Stai un pic că nu-s deja abia de 17 ani aici la emisiune. Stai un pic aici. Stai, stai, nu spuneți nimic. Bag o tonalitate. Ia zi bre, ce a zis? Sol. Corect. Păi la el e corect și dacă nu era corect, ziceai că e corect. Catare e corect. E catare, catare e sol, da, corect. Nu puteți să contrazice. Ia mai bag încă una aia, o altă tonalitate. Ia, ia zi. Fa. Fa. Nu. Nu e fa. Nu. Nu e. Nu. Na, vezi? Bravo. Nu suntem singuri. Da. Zi. Ce? Ce? E mi. Mie. E mie, nu ți-am zis că e mie. Jumătate de ton, jumătate de ton. Jumătate de ton. Ne luat de jumătate de ton. Doctor, aici se lucrează la finețe, jumătate de ton, sfert de nu știu eu ce. Eu am probleme cu urechile astea, este de la stetoscop. Dacă mi-aș aduce stetoscopul, aș imediat. La stetoscop cu notele, da, muzicale. Perfect. Băi, sunteți foarte talentați, gata, toată lumea știe treaba asta. Plăiești și 35 de ani? 35 de ani, cu acest prelej am meritat un CD cu cântecele... Prima ta mergi la sală? Nu, așa e. Nu, mergi la sală, că... Mai fac așa. Faci, este. Ca să mă... Greu și eu cu tineretul să mă țin așa, mai da, tineret. Dar te ții mai bine ca tineretul, crede-mă. Da, mulțumim frumos. Adică ești viu și tot, mă, forță, perfect. Deci turneu. Da, avem turneu, deci este o activitate foarte frumoasă, îmblăm cu frumos în lume, am mai zis la emisiunea ta vorba asta și cineva, da, mi-a zis, dar ce mai e cu frumos în lume? A, păi aici la emisiunea asta toți comentează, stai liniștit. Dacă asta facem și o facem cu atâta, ia uite, cu atâta lume frumoasă, cu atâta tineret, cântăm folclor, cântăm și muzică de autor, dacă trebuiește, diferite genuri.
De data asta venim în fața spectatorilor cu un concert așa, cu un concept așa, improvizăm și muzică de autor, și muzică orășănească, și folclor, cu șlagările noastre veneam. Deci când vedeți Plăieșul undeva, mergeți să vedeți că o să fie spectacol senzațional. Haideți aici, că v-am văzut cu instrumentul ăsta, ăsta l-ați îndoit special să aveți locul în autobuz. Da, da, când da, intrați, fac, da, perfect. Cum se numește, serios? Cobza. Deci asta e Cobza? Da, și e. Băgați un pic ceva așa de bucurie că ieri am împlinit 17 ani de emisiune, mergem spre 18 ani. Zine din ce aud. N-ai ce să zici. Foarte, foarte frumos. Sunt și băieții cu viorile, avem și fluiere și avem și super dansatori, avem și Naiu. Mamă, ia, ia bag un pic cu Naiu ăsta. Bagă ceva așa. Și că a zis un pic, un pic a fost. Doctore, din ce a fost nota? Asta a fost... Bravo, asta a fost. Bravo. Vine un pic cu Naiu aici. Cum te cheamă? Dumitru. Dumitru, zi un pic mai mult dacă se poate. Un pic mai mult. Un pic mai mult. Bine, special pentru noi asta. Care o știi, toată lumea, nu? Sau ați văzut-o prima dată? Prima nu, dată. Nu, frumos, prima frumos. Audiție. Nu... Acum imagini cu toamna asta care vine. Asta e Oana Ponsă în America? E, nu chiar. Dar nu e asta? Vezi acum apasă. Cum nu chiar? Vrei, îl face și stand-up sau... Superb. Asta e un salpon. Și a fost păstorul singuratic. Am înțeles, dar da, eram pe aproape, apoi ceva. Haideți să spunem că da. Așa, mersi că... Perfect! Oameni buni, Plăieșii și rămân aici să facă spectacol și nu uitați că pleacă în America, în Canada, prin toată România și merită să-i vedeți că sunt senzaționali. Oamenii ăștia extraordinari care fac spectacol, cântă și ne bine dispun. Vă mulțumim mult de tot! Ne vedem mâine la ora... 3! Așa să rămână, la ora 3, numai bine!
Domnul Leu